Vă pup cu mult drag pe toți! Bine v-am găsit la un nou tutorial. De această dată facem o instrumentală și sper să fie pe placul vostru și vă urez spor la treabă. Ok, o să dăm drumul la instrumentală la tempul ei normal. După aceea o să dăm cât de rar se poate, încât să o înțelegeți, să puteți să o învățați. Și separat de toate astea, să zic așa, o să mai învățați și câteva secrete ale saxofonului. Cu toate că eu nu pot să le numesc așa, eu n-am nimic de ascuns. Fiecare cântă așa cum poate, așa cum l-a lăsat Dumnezeu, cântă după sufletul și inima lui fiecare. Nu există, din punctul meu de vedere, niciodată numărul 1, nu s-a terminat muzica la nimeni și nu se va termina, e ceva infinit. Și lăsând toate astea acum puțin la o parte, să vă explic despre ce este vorba cu secretele, așa zise secrete. Sunt anumite poziții pe saxofon în care vă permite să luați coma din poziții. Bine, mai trebuie să lăsați foarte puțin buza, dar vă este de mare ajutor. Cum ar fi la această instrumentală, eu nu am să mai mă folosesc de acest fa, și o să mă folosesc de acesta. Acest fa diez fără octavă, da? Nu apăsăm octava, fără octavă. De fapt, este o comă, da? Și mă va ajuta la această instrumentală. O să înțelegeți mult mai bine când am să-i dau drumul. Prima dată o să o dau la tempo normal și după aceea o să o dau rar și o să o cânt și eu și chiar vă rog să fiți atenți la mâna mea ca să puteți să înțelegeți foarte bine despre ce este vorba. Ok, hai să-i dăm drumul la tempo normal. Ok, hai să încercăm să o dăm cât de rar se poate și vă rog să fiți atenți la mâna mea, da? Ce v-am explicat cu comicea. O să o dăm cât de rar se poate. Ladies and gentlemen, this is the reproduction of the star. Thank you.
Cam asta e. Sper că ați înțeles. Da? Sper să vă fie de folos. După cum ați putut vedea, aici pe acest canal al meu chiar aveți foarte multe chestii mișto de învățat. Sper că vă ajută, sper că vă e de folos. Și pentru cei care nu sunteți abonați, abonați-vă că aveți foarte multe chestii mișto de învățat. Eu vă pup cu mult drag și vă urez mult succes. Nu uitați de share și like. Vă pup!